și o plăcere poate să fie chiar și emoțională, să zic așa, pentru că Geo a fost, aș putea zice, deși n-am fost colegi de clasă, de an, adică, cred că am fost cel mai apropiat dintre cineaști de-a lungul. Eu eram anul 3 când el a venit în institut și de atunci, asta înseamnă 1957 când a venit el în institut, de atunci și până l-am condus unde stă pentru vecie și eternitate, am fost veșnic alături, împreună. Și, pe urmă, și la Asociația Cineaștilor, pe urmă, la Asociația de Drepturi de Autor, am fost împreună 15 ani. Eu am mai continuat un an, doi acolo. Un coleg extraordinar, am plăcut că am avut împreună niște întâmplări minunate. De exemplu, întâlniri cu Arghezi, întâlniri cu alți mari artiști, chiar cu Lucian Blaga am avut o întâlnire. Mergeam împreună. Și, știți, se întâmpla că un mare scriitor, cum era Arghezi, ne-a respectat. Adică ne dădea importanță. Deși nu știa mare lucru despre cinematografia română, am învățat atunci că noi l-am invitat la Buftea și a fost uimit să vadă. Erau tocmai decorurile de la celebrul 402, filmul lui Mihai Iacob. Încă pe platou filmările se terminaseră. Dar era uimit de ce posibilități totuși se creaseră pe vremea aceea. Pentru că erau posibilități. Și îi păstrez lui Geo amintirile frumoase, a momentelor frumoase care le-am petrecut împreună multă vreme. Înainte de a începe să se căsătorească, ne întâlneam aproape fiecare seară la restaurantul Grădinița, vis-a-vis de lânca unde McDonald's pe acum, pe acolo era un restaurant, așa, mâncam seara, el zicea o friptură de porc slabă, bine friptă, așa, totul era, o luam a la lejer, așa, mai, nu făceam drame foarte mari, deci, de întâmplările neplăcute pe care le aveam de întâmpinat nu odată. A fost o prietenie, ce să spun, o prietenie frumoasă. Era și el și eram și eu niște spirite descuiate. Acum eu mă consider destul de... Lasă că am făcut și profesorat împreună. Și la școala care a înființat-o el după 90, la Hyperion. A fost profesor acolo vreo 10 ani și acolo. Și dincolo vreo... Câți? Nu știu, vreo 35. Și de... Da. Asta a fost. Ne-am petrecut viața în cinematografie. Altă viață n-am avut. Am colindat. E drept că cinematografia m-a și răsplătit. Am luat de-a lungul și de-a latul lumii cu filmele mele. De la Cannes, la Veneția, de la Veneția, la Los Angeles, de la Los Angeles, la Tokyo, la New Delhi și încă multe alte locuri.